Atmosfera pe stadionul din Severin a fost incendiară. Foarte mulți suporteri ai echipei de fotbal din Turceni mergând să urmărească meciul. Ne-a bucurat prezența unui număr mare de spectatori din orașul Turceni. O victorie muncită și meritată, zic eu, încheiată în urma loviturilor de departajare. După timpul regulamentar, scorul arăta un 1-1, care ne-a ținut în curs până la finalul partidei. O partidă care s-a terminat, așa cum spuneam, după loviturile de departajare. Băieții noștri au ratat o lovitură de pedeapsă, jucătorii gazda au ratat de două ori și în felul acesta pășim în faza a treia competiției a Cupei României la fotbal. Meci unde sper eu că o să jucăm aici acasă și o să ne bucurăm de aportul unui mare număr de spectatori, așa cum a fost și aseară, chiar dacă am avut o partidă de deplasare. S-au deplasat un număr de aproape de 100 de susținători din orașul Turceni, cu mașinile personale, au făcut un efort și au susținut echipa. Le mulțumesc pe această cale și ne bucurăm că avem alături de noi, de echipă, un număr atât de mare de oameni din orașul Turceni. Președintele clubului ACS Știința Turceni spune că echipa a fost întărită pentru noul sezon, realizându-se și câteva transferuri importante. În ceea ce privește Cupa României, ne propunem să mergem cât mai sus în competiție, să aducem echipe cu tradiție aici la Turceni, să mai parcurgem măcar vreo 3-4 etape din Cupa României, ar fi foarte frumos. Eu îmi doresc foarte tare să vină echipe din ce în ce mai bune și noi să pășim pe scara aceasta ierarhică, pe scara valorică a fotbalului românesc. Iar în ceea ce privește campionatul, ne dorim ca de acum încolo să facem și noi pasul către prima parte a clasamentului, mai ales că în ultima perioadă la Turceni am adus un număr, zic eu, considerabil de jucători noi și valoroși în egală măsură. Ne propunem de asemenea ca să aducem lângă echipa din Turceni mai mult partea privată, pentru că deocamdată beneficiem de aportul primăriei orașului Turceni, dar eforturile trebuie să fie destul de consistente și să fie conjugate, pentru că sunt dificultăți economice, așa e peste tot în fotbal.